Preoții au cântat de mai multe ori Hristos a înviat și au stropit cu aghiazmă apa ce curge din izvorul aflat în poiana ursului, însă nu au uitat să îi binecuvinteze și pe cei prezenți la eveniment. Văzând mai adânc înțelesul acestei sărbători al izvorului tămăduirii, putem înțelege că acest izvor al tămăduirii răznește pe Maica Domnului, dar mai adânc face referire și la biserică, pentru că în biserica creștină sunt nenumărate tămăduiri sufletești, dar și trupești. Și știți fiecare în parte, și ați simțit fiecare în parte aceste tămăduiri, vindecări de tot felul. Sunt unii care nu recunosc, sunt unii care sunt liberi cugetători și unii care consideră că trăiesc veșnic, dar până la urmă moartea pecetluiește pe fiecare în parte. E bună că ți-o întâlnire din aceasta duhovnicească, sufletească, câmpenească și lumească. Pentru că în acest fel comunicăm unii cu alții, uităm de anumite boli depresive care apar la populație, uităm de anumite necazuri și greutăți. Acum, ca să nu părțim prea mult, vreau să spun că conducerea unei case sau unei comune sau unei țări simbolizează pe părinții noștri. Iar poporul simbolizează pe fiii noștri. Trebuie să avem fii buni ascultători și părinți buni iertători. Locuitorii orașului Liten consideră că izvorul din Poiana Ursului are puteri miraculoase. Legenda acestui izvor a povestit-o chiar primarul, Tomiță Onisii, celor prezenți la slujba de sfințire. Ce se spune că un soldat venit de pe front obosit și rănit s-a oprit aici în Poiana Ursului, a găsit acest izvor, a băut și s-a spălat cu apa acestui izvor și s-a tămăduit de toate rănile pe care le avea. Situat la intrarea în localitate, Poiana Ursului, acolo unde este acest izvor, a fost amenajat după acel an și a devenit un loc de pelerinaj pentru locuitori din zonă în prima vinere de după Paști, când este și izvorul tămăduirii, și așa a rămas și denumirea de izvorul tămăduirii. Odinioară se făcea numai slujba de sfințire aici la acest izvor, după care oamenii cu apa sfințită plecau acasă. De câțiva ani, așa cum spuneți și dumneavoastră, noi am transformat-o într-o sărbătoare mai specială pentru noi locuitori din Liten, sărbătorirea localității noastre, și dăm o tentă mai festivă, spuneam mai special, pentru că după această slujbă de sfințire, după care oamenii iau această apă sfințită, vom merge în centrul localității, mai exact astăzi pe stadionul din localitate, unde practic organizăm o adevărată sărbătoare câmpenească cu un spectacol în care vor urca mulți interpreți și dansatori pe scenă și le vom oferi locuitorilor din localitate și nu numai, din toată zona, zic eu, o zi frumoasă și îi așteptăm cu drag și sper că acest program de astăzi să le placă și să fie binevenit. După slujba religioasă, localnicii au luat parte la sărbătoarea câmpenească organizată pe stadionul Ionel Pintilescu din Liteni. Petrecerea a fost organizată de Autoritatea Publică Locală din Liteni. Și mă bătește din șubot, îmi propotește, nu cred dacă ți s-au rupt, că îți din frumot. Tu joci badiță cu mine, dar cu ochii la copil, el e zămănânt din mână, că iar mi-e de grabă. Floare ce mi-e plăie mărunt, de ciobă n-aș de la
seara la izvor ele am fi la un timp și ce dintr-ori face ce voi așa cum îi face. Dorule lui ușor ca tocă de la cucăr, se mi-a zis inima tău grici, măi să amână tătă buci. Bine tăi cu flori, unde sunt ai tăi feciori, măi? Au fost uși în altă țară, dar se întorc la primăvară. Bati-te-o, bata-n urmii, să putem juca mai iuți, să putem juca mai iuți.